Duminică seară, Astra Giurgiu merge în deplasare la Piatra Neamț să întâlnească Ceahlăul, ocupanta locului 8 în Liga 1, care vine după o înfrângere cu FC Brașov. Astra este motivată, are un lot aproape complet, cu excepția lui Daniel Coman, care se recuperează după o accidentare, iar Budescu și Mățel au revenit. Florin Marin are ocazia să demonstreze că este omul potrivit pentru Astra și să se detașeze de urmăritori. Petrolul poate să piardă derbiul cu Dinamo de pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, iar Astra este cotată ca favorită să câștige meciul de la Piatra Neamț. În primul meci din campionat, Astra și Ceahlăul au remizat la Giurgiu, scor 0-0. A fost prima partidă din acest campionat în care giurgiuvenii nu au marcat, iar meciul de duminică se anunță a fi unul dificil. Apărarea Ceahlăului este a patra din Liga 1 cu 21 de goluri primite, dintre care doar 7 acasă. Ceahlăul Piatra Neamț vs. Astra Giurgiu se joacă duminică cu începere de la ora 18.